Dacă ar fi să îi controm un pic personalitatea tatălui, tu cum îl vezi pe el? Cum l-ai caracteriza pe tata? O seară liniștită de vară, o seară călduroasă de vară, cu un cer plin de stele, dar și o noapte furtunoasă. Am fost cu el la concerte când am crescut mai mare, unde efectiv femeile ieșau bătute. Se călcau în picioare unele peste altele ca să ajungă mai aproape de Adrian și să-i spună te iubesc. Tu, ca soție a lui Adrian, ce profesie ai putea să ai? Sau ce ai putea să faci? Trebuie să te angajezi? Sau... Ei doi au plecat de la țară, doi copii, care și-au luat un apartament în chirie plin de gândaci, care mâncau cu o singură lingură și după o viață întreagă de iubire, devotament, fidelitate, indiferent că tata a mai făcut ce a făcut, mama a rămas femeia vieții lui. Și va fi până în momentul în care tata nu va mai fi. De la ce porneau scandalurile? Era înșelatul? Era nevenitul acasă? Ce-o supăra pe mama? Toate! Mama era în toate părțile singură. Problema mea cu încrederea în bărbați. Ai spus că tata era dur. Da. Da, era. Ce înseamnă pentru tine cuvântul dur? Mă certa. Certatul lui era Carmen. Și acolo mi se muiau picioarele. Mi se făcea rău. De ce totuși tata a avut o mai mare influență în sufletul tău? Am o dorință pentru atenția lui. Atunci când iubești o persoană și nu o ai, parcă mai tare vrei să o impresionezi. Dar copiii sunt și răi? Da, foarte răi. Foarte răi. Mai existau că mici răutăți, gen că sunt țigan, că noi furăm fier, că de-astea. Pe vremea aia era nașpa să fii țigan. Rasismul era în floare. Țiganii erau negri, țiganii furau, țiganii se ocupă cu fiare vechi. Consider că au fost și avantaje și dezavantaje, că ești fiica lui Adrian?